Și am ajuns acasă și am mai luat verde, dar o să le pun poate mâine, dacă se mai golește, adică se mai lasă verzele. Ei, acum să vedeți cum e când suflu un furtun. Ori de câte ori ai chef și timp, sufli. Sufli așa, el se merge în continuare și pe urmă refulează. Vedeți cum refulează? Da. S-a înroșit bine și mâine dimineață o să... Așa, acum, după vechea metodă, am pregătit verzele și acum încerc să le bag, ele sunt micuțe, să le bag în spațiu rămas. Așa. Două, probabil că o să încapă trei. Cum am zis. Da, am pregătit deocamdată două. O să le îndes și pe astea, bine? Acum, în momentul când o să puneți vară, o să... Bună dimineața! Astăzi este a patra zi și uitați ce frumoasă culoare are zeama. Da? Deci acum încerc să scot toată zeama ca să văd stadiul în care se află verzele, dacă pot să pun una sau două în completare. Da? Și scot toată zeama. Ele, dacă vedeți, deja s-au lăsat. S-au lăsat și cred că are loc o varză două. A cincea zi. Precum vedeți, din nou s-a lăsat. Deci o să am loc și pentru a cincea varză pe care o pregătim acum. Deci mergem în bucătărie. Un mic detaliu pe care am uitat să vi-l zic este, deci asta este varza, cotorul. Deci nu numai cotorul din interior trebuie scoasă și partea lemnoasă ca să se pătrundă bine. Da? Deci de jur împrejurul asta lemnoasă la fel. Trebuie scoasă tot. Așa, acum, încă un detaliu. Când turnați zeama, să încercați să o turnați cât mai de sus, ca să se vântureze bine. Eu acum nu prea am posibilitatea să vă arăt, că filmez cu o singură mână, dar... O să încerc să las mai puțin ca să pot să ridic. Am pus capacul și bidonul rămas îl pun afară, la rece. Iar mâine, când scot zeama, pun prima, când o adaug înapoi, prima pun ce este în bidon, ca să se vânture și asta. Deci zeama nu trebuie să stea, trebuie vânturată tot timpul ca să se aereze și să fie proaspătă. Altfel se bâhlește. Deci, precum vedeți, am mai încăput trei verze. Probabil că mâine sau poi mâine o să le pun și pe celelalte două. Iar săptămâna viitoare mai au vreo patru. Dacă se lasă. Acum,
zeama pe care o introduc înapoi o să fie, o să încapă mai puțin, o să rămână într-un bidon. Ei, în acel bidon, acel bidon îl păstrez, îl pun afară și când am introdus toată zeama, ea în continuare o să varză, o să sugă din zeamă, deci între timp mă mai deschid capacul și completez cu zeamă. Mi-a rămas într-un bidon. Asta e. Ea o să se lase, deci și o să mai completez din nou cu varză. A cincea varză. Acum punem capacul ușor. Așa. Și mâine o să se lase din nou. Și în zilele următoare cumpărăm varză și adăugăm. Cam asta e toată zeama care s-a scurs. Și ăsta e spațiu. Deci cred că pot pregăti vreo 3 verze, că sunt mai micuțe. Deci revenim. Cu cât vânturați mai de sus, cu atât se aerează mai bine zeama. Să nu uitați detaliul ăsta.